Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Astăzi vrem să dedicăm emisiunea temelor din domeniul justiției, întrucât în ultimul timp observăm că puterea vrea să organizeze concursuri, să suplinească funcții, nu le prea reușește, nu întrunesc quorumul. Mă refer în special la acele concursuri din zona procuraturii și, în mod normal, vrem să vedem din ce cauză aceste concursuri eșuează, care este situația, care este raportul de forță în interiorul grupurilor de procurori și non-procurori. Mai avem și alte teme legate de justiție. Din această cauză l-am invitat în studio pe expertul nostru în drept în constituțional, doctor habilitat în drept, Teodor Cârnaț, pe care îl salut călduros în studio. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Domnul Cârnaț, chiar de la bun început vreau să vă întreb cum vedeți situația în justiție, în domeniul acestor concursuri, pentru că recent au încercat să aleagă șeful Procuraturii Combaterii Corupției, Crime Organizate și Cauze Speciale, nu au întrunit quorumul, acest concurs a fost cumva anticipat, precedat de ieșirea unui dintre membri a Comisiei de Preselecție, Iulian Groza, un onegist cunoscut, membru a Consiliului de Securitate, care a acuzat presiuni asupra lui, a cerut anularea concursului, același lucru îl cere și ministrul justiției, membru a CSP, care are un grup, din câte știm, de susținere. Ce se întâmplă în această zonă? Vreau să declar că în Republica Moldova, de când au venit blocul acum cu socialiștii la putere din 2019, de atunci, încetul cu încetul, justiția ca un serviciu care trebuie să mi-l acorde mie statul, știți... Și mie. Da, la toți. Nouă. La toți nouă să-mi acorde acest serviciu, este sub semnul întrebării. Deci ca o sub semnul întrebării, fiindcă punem la îndoială acele persoane care instrumentează dosare despre integritatea lor, verticalitatea lor și independența lor, punem la îndoială acei judecători care trebuie să pronunțe hotărâri referitor la integritate, independență și verticalitate și ca rezultat acest stat care nu trebuie să ne presteze acest serviciu, ne declară sus și tare statul că procurorii și judecătorii sunt corupți, nu sunt independenți, au făcut parte din acel sistem care au capturat statul și cetățeanul de rând se gândește, dacă tu, parlament, guvern, ai o astfel de poziție despre una dintre puterele statului, ci trebuie să gândească cetățeanul la acest capitol. Fiindcă nu este foc fără fum. Dacă tu ai declarat că una din puterele statului, puterea judecătorească, este una coruptă și ea trebuie să fie curățată de corupți, și acest lucru tu nu-l faci nici azi, nici mâine, nici un an de acum pe al doilea și mâine pe mâine va fi al treilea, eu ca și cetățean aștept când va fi curățat sistemul și ca rezultat să mi presteze nou serviciu de justiție, de dreptate. Domnul Cărățet, aici este important pentru că cu același discurs vine ministrul justiției Litvinenko care spune, într-un fel acord vot de neîncredere Consiliului Superior, Consiliul Superior al Procurorilor, spunând că ea e într-o criză de legitimitate, nu se bucură de legitimitate din cauza că ceea ce a spus dumneavoastră, n-a fost comisia de preveting, nu și-a încheiat lucrările. Deci, sunteți de acord cu această abordare? Nu, eu am făcut aceasta un fel de sarcasm, introducerea pe care m-am spus-o. Nu l-am sesizat în totalitate. L-am spus-o destul de serios, fiindcă una declară politicienii, alta se întâmplă în realitate. Și uitați-vă în realitate ce se întâmplă. După ce PAS-ul, în frunte cu președintele Sandu, și-au plasat oamenii săi în toate organele de forță de Republica Moldova și-au plasat oamenii săi la Consiliul Superior al Magistraturii, la Consiliul Superior al Procurorilor, și-au plasat oamenii săi la Curtea Supremă de Justiție, oamenii săi în Curtea Constituțională, oamenii săi la Procuratura Anticorupție, oamenii săi la Centrul Național Anticorupție, persoanele care au început să exerce funcția de șef, de exemplu, ultima declarație a doamnei Drăgălin, de la Procuratura Anticorupție, spune... Eu am întâlnit în Procuratura Anticorupției profesioniști.
Am întâlnit în Procuratura Anticorupție oameni integri. Oameni care instrumentează dosare în conformitate de, cu codul procedură penală. Da, i-a pus la, sub semnul întrebării și noțiunea de stat capturat. O, la fel, domnul Rusu, Eugen Rusu, care a devenit șeful la Centrul Național de Corupție, anterior declara că CNA trebuie să fie curățat, etc., etc. Ultimele declarații spun că în CNA sunt oameni profesioniști, oameni integri, etc., etc. Atunci, parcă se bat declarațiile politicienilor cu realitatea de facto din Republica Moldova. Și nu întâmplător, anterior v-am spus mi culpa că n-am declarat și eu că toți procurorii 612 l-au sunat pe Plahotniuc prin acea declarație. Aceasta a fost un bullshit. Da, noi am crezut că a fost presiune politică atunci. Da, dar dumneavoastră în realitate, declarația respectivă care a fost trimisă la organismele internaționale, ei strigau sincer că pe noi ne subordonează politicul și ceea ce ulterior s-a întâmplat. Deci ce se întâmplă în prezent la PC Cox nu este altceva decât o recapturare a procuraturii de către politic. Și vă explic din ce cauză. Dintr-o parte, se demarează concursul de șef la PC Cox, Procuratura pentru cazuri excepționale și crimă organizată. Una din cele mai importante procuraturi. Acolo este anticorupție. Anticorupție, PC Cox și avem de acum șeful lor, Procuratura Generală. Da, acum, dacă ai anunțat concursul, oamenii cu bună credință, oamenii care vor să se manifeste, au pregătit dosarul, au trecut fel de fel de pre-vetting în interior, verificarea SIS-ului, așa se face, verificarea dosarului până a fi admis la concurs. Până la urmă, dosarele s-au admis la concurs. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere legal, nu s-au găsit niciun impediment ca să-i scos din curse pe cei care sunt acolo. Uitați-vă, Dita Mai, unii membri ai comisiei, atunci când s-a început această intervievare, declară precum că el a fost intimidat. Prima. Doi, precum că el a fost amenințat. Și acest membru al comisiei este membru a Consiliului Suprem de Securitate. Vorbesc de domnul Iulian Groza. Dacă îți pare absurd. Eu consider că acesta este o absurditate, deoarece dacă tu ai fost amenințat și anterior mi-ai exercitat funcția, dacă nu mă înșel, de viceministru al afacerilor externe și integrării europene, da, cunoști foarte bine legislația din Republica Moldova. Depui o plângere la procuratură ca să investigheze cazul de amenințare. Dar nu te plângi prin rețele de socializare, așa cum s-au deprins să facă în prezent presiunea asupra unor persoane, precum că el este amenințat, precum că el este intimidat. Primul lucru care trebuie, prima constatare. Dacă s-a început concursul, oamenii au depus dosarul, acest concurs trebuie să fie finalizat cu o numire sau nenumire în funcție a persoanei care trebuie să exerce funcția de procuror pe PC Cox. Dar din acest ping-pong dintre unii membri a comisiei, dintre unii candidați de a fi procurori, la, șef la procuratură, mă duce la gândul că avem două tabere create. Prima tabără este tabăra politică, care nu este pe placul lor unii candidați care au șanse reale să devină procuror, șef la procuratura anticorupție. Presupun că șeful lor este domnul Litvinenko, așa. Că tabra politică întotdeauna a fost curată de domnul Litvinenko, deoarece ne aducem noi aminte cum el a curat și cum el a aranjat concursul la funcția de procuror anticorupție. Da. Cam aceeași procedură, vrea să o aplice și la următoarea procuratură specializată, PC Cox. Și văzând că unii candidați au șanse reale să devină șef la Procuratura Anticorupție, dar nu intră în jocul de șah a politicienilor, adică nu este acest candidat nu este controlat de plin, nu este loial de plin președintelui Standului. Deci CSP-ul este al lor. Ajungem la aceasta. Da, da. După ce noi vedem că domnul Litvinenko, așa în stilul lui de politician, în stilul lui de a scuipa în legislație, în legea supremă, spunem că acest concurs trebuie să-l anulăm.
La acest capitol eu sunt de părerea aceea notă de protest a Consiliului Superior al Procurorilor, care spune că orice dispută trebuie să fie rezolvată în conformitate cu legea, dar nu prin rețele de socializare. Și din acest punct de vedere noi vedem că domnul Litvinenko parcă discreditează, parcă intenționează să discrediteze acel CSP care două treimi e schimbat de către actuala putere. Aici este mărul discordiei. Da. Că marea majoritate a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor sunt membri puși în funcție de către actuala putere, de către PAS și Maia Sandu. Și atunci spuneți, mă rog, ce apără CSP-ul? Dacă tabăra asta politică despre care vorbiți vrea să numească persoanele dorite de ei și nu reușesc, de ce reprezintă, din cauza că există o opoziție în interiorul CSP-ului și noi vedem acest ping-pong între CSP și ministrul Litvinenko, cine sunt cei, de ce CSP-ul are o altă viziune? CSP-ul nu are o altă viziune. CSP-ul vrea să respecte legea. Ceea ce am spus anterior, concursul început trebuie să fie finalizat printr-un vot a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, dar nu prin discuții în rețele de socializare, dar nu prin plângeri a unor membri, a domnului Gulean Groz, a unui membri a Comisiei de Preselecție. Mai este Andrei Cebotar, care tot îl susține pe domnul Litvinenko. Vom ajunge și la domnul Cebotar. Punctul meu de vedere, că dacă tu, în democrație, ai admis la concurs unii candidați pentru o funcție de demnitate publică, fie pentru procuror, fie pentru judecător, fie pentru ministru, fie pentru deputat, fie pentru președinte, și la o anumită etapă vezi că cineva din ei nu are șansă reală să devine primar de Bălți ca Marina Tauber. Dar știți cumva cine este candidatul lor? Eu vorbesc, care are șansă reală ca să devină primar de Bălți ca Marina Tauber, tu aici vii cașul cu buldozerul și dai peste cap întregul standard al democrației și îl scoți din cursă. Cam așa s-au deprins să facă în prezent actuala putere. De aceea eu consider că odată ce deții controlul asupra CSP-ului, politicul trebuia să meargă până la capăt cu votul și s-ar putea ca acea persoană sau acele persoane care sperau să devină șef la procuratura cauzei excepționale și crime organizate să nu fie votate, să nu întrunească numărul necesar de voturi și ca rezultat să fie anunțat din nou concursul. Dar dacă noi rămânem la aceeași poziție, atunci toată țara este în interimat. Mai ales puterea judecătorească este în interimat. Puterea, da. Noi acum vorbim de procuror, totuși. Nu, dar procuratura face parte din autoritatea judecătorească, conform Constituției, care contribuie la înfăptuirea justiției. Neinstrumentarea dosarelor de către procuratură, respectându-se principiile obiectivității, independenței, imparțialității și căutării adevărului, atunci tu faci ca acel serviciu care trebuie să-l obținem noi din partea procuraturii, din partea instanței de judecată, să nu fie realizat și garantat. Din ceea ce spuneți dumneavoastră acum, reiese că CSP-ul e cumva ținta unor atacuri și vedem aceste atacuri din partea domnului Litvinenko, din partea domnului Cebotar, din partea vrea să anuleze concursul și domnul Groza. Și unii candidați au cerut acest lucru. Ce soartă va avea CSP-ul? Credeți că el este condamnat din cauza acestui atac concertat al societății civile, al politicienilor, aici ei acționează concertat, sau CSP-ul, care înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că totuși vrea să respecte legea, va reuși să reziste acestor atacuri? Eu cred că CSP-ul nu mai este acea autoritate care asigură independența procurorilor, numirea și transferarea în funcția lor. Nu mai este acea autoritate care are misiunea de a selecta procurorul general, fiindcă nu a avut capacitatea intelectuală cât și curajul ca să spună nu actuale puteri. Și vă spun evoluția lor cronologică. În 2019, când Harunjin și-a dat demisia, CSP-ul a anunțat concursul pentru selectarea procurorului general în conformitate cu legea din 2016. Da. Puterea... De altfel, Harunjin contestă Uitați, puterea, între timp, modifică legea cu privire la procuratură și încetează concursul anunțat de către CSP. Atunci CSP-ul a tăcut ca muții.
Atunci trebuia să fie sus și tare să spună, conform legii, noi am anunțat concursul în conformitate cu legea, noi trebuie să-l finalizăm până la capăt. Ulterior, nu cunoaștem CSP-ul, a fost, știți așa, ba completat până la 15 membri, ba exclus de acolo 3 membri, da, completat cu avocatul poporului, membrul Academiei de Știință, ba unul de demisia. În felul acesta, CSP-ul actual nu a avut posibilitatea să mențină în cadrul structurii sale majoritatea procurorilor. Fiindcă în prezent, din cei 11 membri, dacă nu mă înșel, 6 non-procurori. 6 sunt non-procurori, numiți de către actuala putere. De aceea, din punct de vedere al standardelor europene la capitolul procuratură, aceasta intră în contradicție cu principiul cu marea majoritate trebuie să fie din partea procuraturii. Domnul Cărăz, dar asta a fost, să zic, reușita guvernării. Deci guvernarea s-a implicat în... Considerați că este reușită? Asta e, domnul Ciurea, din punctul meu de vedere, dacă tu, ca și putere, PASO, Maia Sandu, nu pui în funcțiune standardele europene, care multe state au trecut prin aceste șeretlicuri, prin aceste șmecherii, excrocherii pe care le utilizează actualul politic, ei consideră că acest bumerang nu o să vină împotriva lor. Asta este inevitabil. Și acest război care acum se dă este un fel de bumerang? Este un fel de bumerang care roadele va culege actuala putere, fiindcă nu a respectat în tocmai anumite reguli, anumite principii... Roadele în sens negativ. În sens negativ. Da, da. Anumite principii, anumite reguli care au fost elaborate și promovate și implementate în viață de către întreaga comunitate europeană la acest capitol care se numește procuratură. Am înțeles. Totuși, în cazul dat, trebuie să vă întreb cum vedeți revenirea la normalitatea CSP-ului, a lucrările, funcționarea căruia este denaturată, după cum susțineți. Eu sunt de părerea că cel mai bine ca politicul să nu se implice în activitatea Consiliului Superior al Procuraturii. 2. În regim de urgență, Parlamentul trebuie să implementeze recomandările GRECO la capitolul membrii CSP-ului. Și din membrii CSP-ului se exclude de acolo Ministrul Justiției, care este păpușarul în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, se exclude de acolo președintele Consiliului Superior al Magistraturii, care trage sfoarele la fel și exclude de acolo avocatul poporului, fiindcă conform noțiunii de avocat a poporului este în contradicție de a fi membru a Consiliului Superior al Procurorilor. Mai rău, și ultima care trebuie să facă regim de urgență, să readucă la normalitate componența legată de majoritatea în CSP trebuie să fie procurori. Unii mai răutăcioși vor spune că ar trebui să închidă și viceele ca să nu se organizeze concursuri acolo, dar iată, în ceea ce privește non-procurori, ei sunt totuși reprezentanții societății civile. Astăzi ei au un rol foarte important de jucat în CSP. De ce această tagma a profesioniștilor, a procurorilor, a judecătorilor sunt nemulțumiți de prestația lor? Ce au făcut acești non-procurori? Eu mă refer la domnul Groza, la domnul Andrei Cebotare, ați spus că o să vă referiți un pic asupra lor. De ce intervenția acestor oameni, despre care lumea avea o părere bună și are o părere bună, societatea civilă, oameni corecți, oameni care promovează niște principii potrivit unor standarde occidentale, de ce ei sunt văzuți ca musca în lapte acum în această situație? Fiindcă fac jocul politicului. Ei nu mai sunt reprezentanții societății civile, dar ei sunt filiale a Partidului Acțiune și Solidaritate. Asta e deosebire foarte mare. Fiindcă domnul Iulian Groza și domnul Cebotar, dacă ar fi fost unii reprezentanți autentici ai societății civile, trebuia pe parcursul vieții să fie la straja apărării drepturilor omului, la straja promovării în viața standardelor legate de exercitarea justiției. Dar uitați-vă că au apărut așa peste noapte la acest domeniu atunci când a primit comanda din partea politicului FAS. Și punctul.
Fiindcă la acest capitol legat de justiție, legată de criticarea puterii pe parcursul anilor, domnul Groza, nici domnul Ciubutari nu au fost implicați. Dar cei care au fost implicați nu au acces de a fi membri la Consiliul Suprem de Securitate, membri în comisii de selectare, membri la Consiliul Superior al Procurorilor, membri la Consiliul Superior al Magistraturii. Fiindcă în prezent numai acele organizații și acele persoane care sunt duce cele puterii, loiale președintelui Sandu, ele ajung în funcțiile respective. Înțeleg. Un alt aspect legat de acești non-procurori de reprezentanție societății civile, că au ridicat problema reforma reformei. Înțelegeți ce am în vedere? Uh-huh. Deci ei au promovat cu toții necesitatea reformei justiției și acum un alt exponent al lor, Victor Munteanu, fratele procurorului general și șeful unei organizații sorosiste care se ocupă de reforma justiției, spune, și îmi permit să citez, e nevoie urgentă de o evaluare rapidă a politicilor de reformare a justiției și procuraturii din ultimii 2 ani, adoptate cu atâta fastuozitate, și de o regândire completă a mecanismelor de intervenție. Nu e rușine să spui că n-ai reușit, apropo de reușită. Domnul Munteanu spune că n-au reușit cu reforma. E o tragedie pentru țară să te prefaci că nu vezi. Acum asistăm neputincioși la crearea grupurilor de interese și la scindare. Se pare că șansa oferită de unitate acum un an, doi în urmă s-a pierdut. Vedeți, acești oameni pe care dumneavoastră îi criticați pentru că s-au implicat în această reformă și așa au băgat politicul, constată că reforma justiției a eșuat și că este nevoie de o nouă reformă. Deci de oprit totul, de recunoscut că e un eșec și de schimbat totul, inclusiv cu dumneavoastră. Cum sunteți de acord cu această abordare sau simțiți un pericol? Eu, referitor la unele declarații, inclusiv la domnul Munteanu, voi fi foarte rezervat și mi-a spus întrebarea anterior, de ce unii reprezentanți a societății civile nu prea sunt agreați de către procurori sau de către judecători, și explicația următoarea. Au venit și au plecat. Adică n-au nicio responsabilitate în raport cu exercitarea actului de justiție. Procurorii și judecătorii au exercitat puterea judecătorească și o vor exercita. Și toate petroaiele vor primi ei în cap. Acei care vin din partea societății civile sunt mai mult ca așa, ca un fel de reprezentanță ai puterii în aceste organe. Au exercitat comanda și au plecat de acolo. Responsabilitate nu au. Și ce nu le-a plăcut? Eu totuși revin obsesiv asupra acestei întrebări. Ei au venit și au instalat oameni și acum sunt nemulțumiți. Ce vor? Alți oameni? Referitor la instalarea oamenilor și referitor la acțiunile acelor care se află acolo, uitați-vă că nu prea sunt vizibili. Și atunci când procurorii care se fac parte din CSP văd că politicul prin oamenii săi vrea să-i domine acolo și ei arată pe drept că uitați-vă că s-au încălcat legea, uitați-vă că s-au încălcat standardele. Și acești reprezentanți ai puterii, vrei sau nu vrei, trebuie să accepte principiile date, că da, s-au încălcat. Și tac. Și ca rezultat, puterea parcă nu este mulțumită de cei care au trimis acolo. Că ei nu fac acțiune care să apere prostiile pe care le exercită puterea. Și mă întorc la domnul Munteanu. Uitați-vă că reforma reformelor, justiție. Domnul Munteanu, în tema respectivă, mi se pare că de când e la Soros. Ca și domnul Grebincea. Ca și domnul Grebincea. Da. Ei au făcut toate reformele. Toate reformele Republica Moldova le-a făcut prin Munteanu și prin Grebincea. Da. Și atunci când spui că trebuie să faci reforme la reforme, întrebarea, ce ai promovat 20 de ani? Dar ei nu ne spun asta. Nu, ce valori în domeniul reformării justiției? Oare ce ați făcut voi nu a fost mai mult așa o umplutură, un fel de spălare pe ochi, dar nu n-am reformat din interior? Dar, domnul Munteanu, cunoașteți cu toții că este fratele cu Ion Munteanu, Victor Munteanu, procurorul general interimar al Republicii Moldova. De ce domnul Victor Munteanu, în prezent, când fratele exercită funcția de procuror general interimar de Republica Moldova, vine cu o anumită expertizare la capitolul reforma justiției, ea este subiectivă.
nu are substrat obiectiv. Chiar dacă declarațiile lui, într-o oricare măsură, ar corespunde adevărului. Într-o oricare măsură, spun, ar corespunde adevărului. Fiindcă cum tu să nu reformezi justiția dacă încrederea în justiție este aproape zero? Da. Ce trebuie să faci? Trebuie de schimbat lucrurile ca oamenii să se reîntoarcă la justiție, să aibă anumită încredere. Dar dacă nu faci nimic, atunci rămâne aceeași încredere. Da. Judecători corupți, procurori corupți. Dar, domnul Munteanu și Ion Munteanu, Victor Munteanu de la Soros, Ion Munteanu ca procuror general interimar, noi vedem că parcă se completează unul pe altul. Da, putem suspecta de faptul că își ajută frate. Da, asta e. Și prin astfel de declarații, parcă turne apă la moară, la procuratură, la procuratura generală, la procurorul general, da. Lăsați-ne în pace. Alegeți pe oamenii care îi place lui Ion Munteanu. Alegeți pe oamenii care îi plac lui Munteanu. Da, da. Și atunci când domnul Victor Munteanu a văzut că nu este promovat omul care îi place lui Ion Munteanu, vine cu declarația dată. Facem reformă la reforma justiției. Avem tot dreptul justiției. Să suspectăm acest De aceea, lucru. Din punctul acesta de vedere, parcă este o tratare subiectivă, parcă e favoritism în favoarea unei instituții care pentru moment trebuie să apă în gură și pentru moment trebuia acest lucru să spună alte organizații, da. Alte persoane care sunt neutre în raport cu activitatea procuraturii și organizațiilor neguvernamentale. Da, domnul Cărnațu, ultima întrebare. Până acum ați vorbit despre felul cum trebuie să arate lucrurile, dar ele stau așa cum stau. Cum credeți care va fi soarta concursului pentru suplinirea funcției șefului PC Coxului ăsta? Cred că mâine se va pune în discuție candidaturile la funcția de șef la procuratura în cauze excepționale și crime organizate, PC Cox. Cred că din ceea ce s-a pregătit până în prezent nu va fi ales niciunul. Politicul, da, quorum va fi. Nu va fi ales niciunul, nu va întruni numărul necesar de voturi pentru a fi promovat la funcția respectivă. Și cred că politicul va merge pe varianta exercitării interimatului de către domnul Bulat, fiindcă domnul Bulat în prezent are tot dreptul să exercite această funcție, fiindcă este unul din vice și instituția nu trebuie să aibă vid. Sau lacune în exercitarea funcției de procuror șef la procuratura PC Cox și orice acte trebuie să fie semnate de procurorul interimar, la șef procuror interimar la această funcție. Și atâta timp cât noi nu vom avea un procuror la capitolul dat, cred că domnul Bulat va exercita funcția de interimat. Dar acest lucru e scenariul domnului Litvinenko. Da, și acest lucru cred că nu se va întâmpla în timpul cel mai apropiat. Vor merge pe varianta pre-vetting, varianta vetting. Vor curăța pe cei care i-au curățit înainte de a-i pune. Da, da, da. Și ca rezultat vom ajunge la ceea ce în Republica Moldova se numește justiție interimată, exercitată de atât de judecători cât și procurori. Am înțeles. Punctul meu de vedere. Să sperăm că... punctul meu de vedere. Odată ce este loc vacant, interimat trebuie să fie exercitat o zi, două, trei, le-ai pus pe persoană în funcția respectivă conform legii, în legătură cu faptul că aceștia au anunțat ca să participe la concurs. Noi nu trebuie să admitem în Republica Moldova interimat. Mâine vom avea interimat la președinția Republicii Moldova, la guvernul Republicii Moldova, în Parlament, etc. Și vor fi țara interimată. Noi acum avem interimate peste tot. Așa este stilul guvernării. Dar interimatele apar din cauza că puterea nu poate, deși se impune, nu reușește să se impune până la capăt. Nu e asta. Nu? Uitați-vă, chiar Drăgălin a declarat la un interviu pasărea pe limba e piere, că ea nu îi numește permanent pe vicii săi în legătură cu faptul că ea este nouă în procuratură și vrea să-i controleze pe acești oameni cum ei se vor manifesta din punct de vedere profesional, dar mai degrabă a loialității față de președinte și față de pas. Adică este o perioadă de testare, ei de probă. O perioadă de testare a tuturor dacă ei sunt loiali puterii sau nu.
Da. Fiindcă eu nu pot explica cum doamna Drăgălin până în prezent mai dă like-uri la declarațiile președintelui Republicii Moldova. Și ea într-o perioadă de testare poate vă lucrați. Adică în loc să se detașeze de politic, ea mai departe promovează politicile pasului Republica Moldova. Bun, să sperăm că va interveni anumiți factori care vor putea să corecteze. Cel mai bun factor care poate interveni este electoratul. Poporul cu aparține puterea și ca rezultat la următoarea alegere se voteze așa cum ar vrea ei să fie condusă Republica Moldova, dar nu așa cum vrea pasul. Mersi, domnul Cârnaț. Încheiem cu această temă. Am o întrebare legată de televiziunile noastre. Știți că au fost închise, cel puțin scoase din emisie. Noi emitem prin rețele de socializare, pe Facebook, pe site-ul posturilor de televiziune, dar site-ul postului de televiziune. Totuși observăm că domnul Grosu, puterea actuală, nu se lasă, vor să ne mătrășească până la capăt. Domnul Grosu a declarat că i-am scos din emisie, dar mai sunt în găpinetă, vom face ordine și acolo. Și-i credem. Dumneavoastră, ca jurist, ce credeți despre această tentație a puterii, acest apetit al lor de a lucra și pe net, de a scoate de peste tot, din toate cotloanele, aceste canale de opoziție și a lucra pe rețele de socializare, deci a blocat tot? Cornelio, mie nu-mi plac duble standarde. Mie îmi place cu ce judic, așa cu aceiași standard să mă judeci și pe mine. Cum acționez și în raport cu mine să acționeze. Deci ca o să vorbesc duble standarde, fiindcă noi avem instituții de stat, o instituție care sunt finanțate de la bugetul de stat, unde șefii acestei instituții au declarat sus și tare că acțiunile Rusiei în Ucraina sunt o operațiune militară de denazificare. Vorbesc de șeful Academiei de Științe de Republica Moldova, domnul Tighineanu. Da, n-am reținut această declarație. Domnul Tighineanu, în raport cu șeful Academiei de Științe, nu s-a creat nicio comisie prin care să investigheze în ce măsură, în ce condiții, dumneavoastră spune că Rusia are o operațiune de specială, militară în Ucraina, dar în raport cu unele televiziuni, noi îi suspendăm licența pentru faptul că a făcut propagandă prin omisiune. Prin omisiune. Propagandă prin tăcere. Mie îmi place foarte mult că academicianul Eugen Doga, marele maestru, aceasta este ambasadorul Republicii Moldova în toate colțurile lume, a condamnat sus și tare acțiunile președintelui Academiei de Științe, domnul Tighineanu. Dar autoritățile statului nu au făcut nicio acțiune. Însă au acționat împotriva unor posturi de televiziune prin faptul că au făcut propagandă prin tăcere. Da. Uitați-vă ce invenție au făcut moldovenii. Însă, punctul meu de vedere, suspendarea licențelor unor posturi de televiziune trebuie să fie făcută în conformitate cu legea. Noi avem lege, avem Consiliul Audiovizualului. Nu are ce căuta aici puterea. Dacă Consiliul Audiovizual, ca o instituție autonomă, Corneliu, ajunge la concluzia că unele posturi televiziune au încălcat legea, trebuie să fie dovedite și acestor posturi televiziune să le fie garantat dreptul de acces la justiție pentru a-și pune în dreptul dat. Dar asta ține de prima fază. Când nu, de acord. Ca să ajung la a doua fază. Da. A doua fază este mult mai dură ca și prima. Fiindcă în Republica Moldova rețele de socializare, ele nu sunt încă controlate din partea statului. Chipurile au cumpărat un soft. Moment! În Republica Moldova, până în prezent, rețele de socializare erau libere. Și de aceea, uitați-vă, cetățenii, mai mult se expun gândurile rețelei de socializare decât la televiziune. Însă puterea, văzând că ea este criticată în continuare prin unele televiziuni care transmit informația prin rețele de socializare, ea merge mult mai departe ca să închidă gura celor care critică puterea. Da. Aceasta care eu o văd. Și este un pericol foarte mare și o va face pentru democrație. De data asta.
Da. E un pericol foarte mare pentru libertatea de exprimare, un pericol foarte mare pentru drepturile social-politice și dreptul de alegeri de a fi ales. Fiindcă tu îi limitezi cetățeanul posibilitatea de a, de a se forma o conștiință obiectivă, autentică și independentă în raport cu puterea și în raport cu candidații, viitorii candidați care vor să exerce puterea în Republica Moldova. Și ceea ce vrea să facă în prezent puterea va veni din nou ca și un bumerang împotriva lor. Că în prezent deschizi numai cutia Pandorii, dar s-ar putea să vină un al doilea plahatniuc la putere și folosind același standard vor închide tot în stânga și în dreapta și ca rezultat va ajunge la un stat dictatorial și autoritar în Republica Moldova. Nici primul n-a murit. Poate să vină și primul, nu doar al doilea. Interesant care a fost primul, Corel. Primul plahotniuc. Chiar plahotniuc. Bun. În sensul ăsta. Bun. Nu, dar noi am avut parcă robul întâi procuror general, robul doi procuror general. Da. Cam așa sunt etapele. Plahotniuc 1, prima etapă, plahotniuc 2, etapa numărul 2. Domnul Cărnaț, încă o întrebare care ține de un subiect foarte sensibil la noi. E vorba de minorități, problema minorităților. Recent CEDO a luat o decizie foarte controversată. Eu nu cred că ea este privită cu ochi buni în societatea noastră. Potrivit acestei decizii, trebuie să fie în toate țările Consiliului Europei, trebuie să fie instituită o formă de protecție legală a cuplurilor acestea unisex, de același sex. Și imediat au apărut discuții la noi și a fost acționat în judecată. Un cuplu moldovean a cerut protecția, a cerut înregistrarea. Dumneavoastră, eu sunt convins că majoritatea cetățenilor sunt împotrivă, ei nu se, mulți nu se pronunță pe această temă, e o temă delicată, dar se pare că totuși vine această supremație a statului de drept, care ține de Occident, pentru că ei stabilesc aceste norme. Ne putem apăra, iată, de această chestiune foarte dureroasă. Corneliu, la acest capitol, în legătură cu faptul că noi am devenit membri a Consiliului Europei din 1995, iar din 12 septembrie 1997 noi implementăm în viață obligatoriu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și instituția care soluționează litigiile legate de încălcarea dreptului scris în această convenție este Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Hotărârile curții sunt obligatorii și executorii de către... Asta ne-ați învățat pe parcursul tuturor acestor. Nu, ca să facă obligatorii și executorii de către toate statele membre. Da. Dar, fac o paranteză. În conformitate cu Constituția Republicii Moldova, articolul 4, unde se menționează că dacă există anumite neconcordanțe dintre legea noastră interne și convențiile și tratatele internaționale la care noi suntem parte, la capitolul drepturilor omului, prioritatea au tratatele internaționale. Așa. Eca, o prima constatare. Dar mai este și articolul 7 și 8 din Constituție, unde se menționează că Constituția este legea supremă în Republica Moldova. Și dacă un tratat internațional intră în contradicție cu Constituția, tu nu poți ratifica tratatul până ce nu modifici Constituția și după ce ratifici tratatul așa internațional. Am făcut o mică teorie care o să mă înțeleagă cei care vor să mă înțeleagă. Da. Acum ne întoarcem la o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, unde spune că statele membre a Consiliului Europei trebuie să ia măsuri legale prin care să protejeze cuplurile de persoane de același sex. Dacă noi vorbim de căsătorie în Republica Moldova, atunci noi avem instituția căsătoriei care a evoluat în timp, de la daci și până în prezent, care se numește Republica Moldova. La acest capitol, la daci și până în prezent, căsătoria se registrea dintre bărbat și femeie. Aceasta este mii și mii și asta de ani. Este consfățit și în consfățit. Mai departe, în articolul 48 din legea noastră supremă, care este supremă față de tot, și tratat internațional și legea internă, se menționează căsătoria Republica Moldova se registrează în baza liberului consimțământ dintre bărbat și femeie. Așa. Atâta timp cât avem aceasta scris în Constituție, noi nu avem niciun pericol de a registra aceste persoane de același sex sub căsătorie. Nu!
De ce puterea, deschid paranteza 2, va merge la modificarea codului civil? Prin care va scrie instituția conviețuire împreună a persoanelor de același sex și regimul juridic a bunurilor dobândite în timpul conviețuirii împreună. Ce schimbă asta, domnul Cărăl? Schimbă lucrurile în felul următor. Că una merge pe varianta civilă, că și până în prezent persoanele au conviețuit de același sex împreună. Dar atunci când ajungeau la etapa despărțirii și împărțirii bunurilor, de când așa e iubirea, și la bărbat și la bărbat, și femeie și femeie, da, apar certuri. Se aprinde și după aceea se stinge. De aceea au acumulat bunurile împreună. Eu la fel sunt de părerea că statul este obligat să intervine, anume să soluționeze regimul juridic a bunurilor dobândite în perioada când au făcut conviețuirea împreună. Okay. Bun, sunt de acord și eu, dar va rezolva asta definitiv problema? Sau aceste grupuri, inclusiv CEDO ce a cerut? A cerut anume această rezolvare acestei chestiuni legate de bunuri? Sau a cerut mai mult ca să fie... Dar vezi, conviețuirea împreună, rezultatul duce la regimul juridic a bunurilor dobândite împreună. Cam asta e mărul discordii, fiindcă în prezent se conviețuiesc împreună, zeci de ani. Pe cine au fost înregistrat bunurile? Bun, deci înțeleg acelare că, în fond, ar trebui susținută această modificare la codul civil pentru a rezolva... Dar mi se pare că în codul civil noi putem deduce lucrul acesta. Din actualul cod civil al Republicii Moldova, putem deduce lucrul dat fără a face tam-tam la capitolul dat în Republica Moldova. Din punct de vedere a căsătoriei la oficiul stării civile, cu reprezentantul la agenții pentru servicii publice, că ia că vă declar soț și soție, așa ceva în Republica Moldova. Atâta timp cât avem scris în Constituție, garanția, noi nu o să avem. Ok, domnul Cărăș, ultima întrebare, dar credeți dumneavoastră că actuala guvernare, care are o anumită simpatie față de această temă, va încerca totuși sau va iniția o eventuală schimbare a Constituției? Da. Actuala guvernare, care are multă simpatie pentru situația în care sau care a fost vociferată prin hotărârea CEDO, va merge ca să arate Uniunii Europene și Consiliul Europei că noi suntem persoane liberale, persoane libertine și în raport cu această hotărâre va face următoarele acțiuni. Prima, va iniția un proiect de modificare a Constituției Republicii Moldova prin care se arate căsătoria se înregistrează dintre voința liberă a două persoane. Nu va specifica bărbat și femeie. Apropo, în România, în Constituția română, e scris că căsătoria dintre două persoane, nu dintre bărbați și femeie. Da? Da. Și a fost organizat referendumul prin care să fie introdus în Constituție fix ca în Republica Moldova. Da. În legătură cu faptul că era PSD-ul la putere, Nu a fost quorumul în raport cu acest. Deși referendumul a fost câștigat. Marea majoritate a spus că vrea, dar nu s-au prezentat la urna de vot. De aceea prima variantă va merge pe modificarea Constituției. A doua variantă va merge pe interpretarea articolului 48 din Constituție, care trebuie să fie dată de către Curtea Constituțională. Va merge unii deputați ca să, curtea să interpreteze sintagma bărbați-femeie. Va merge curtea. Dar cum poate curtea să uitați-vă că dreptul de interpretare încă nimeni nu l-a anulat. Se va merge pe varianta dată. Curtea Constituțională, pentru a lua apă în gură, se va adresa la Comisia de la Veneția ca să obțină o anumită scură, ca de obicei, la acest capitol. A treilea moment, s-ar putea să fie organizat și un referendum la acest capitol cu caracter constituțional. Să nu margă pe varianta modificării Constituției de către Parlament, fiindcă n-au majoritatea constituțională, dar se margă pe varianta... Dar credeți că populația va susține așa de... Corneliu, va merge pe varianta referendumului. Și din start 99% subînțeleg că nu vor așa ceva. Poate 95%, poate, dar cel puțin mai mult de 90%. Dar pentru a arăta partenerilor externi că Republica Moldova se fac anumite acțiuni în raport cu hotărârea Curții Europene, se vor face.
face, fiindcă mărul sau cozul de mână lui Maia Sandu în prezent este stat candidat la UE, da, 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 și cred că aceasta va fi una din, știți, maximele de la următoarea alegeri prezidențiale pe care Maia Sandu va exploata în stânga și dreapta. Mai dați-mi un mandat și eu voi face membra UE. Bun, eu totuși consider ca politolog, mie mi se pare riscant pentru actuala guvernare să înceapă niște discuții publice pe... Eu cred că vor începe acum, că să nu fie prea târziu, ca ulterior să le oprească, și să spună că uitați-vă că Republica Moldova sunt împotrivă, sondaje, dar cred că trebuie să înceapă acum, fiindcă altfel, dacă încep mai târziu, atunci oponenții politici numai decât le vor ridica împotriva președintelui Sandu. Domnul Cărnaț, mai avem 10 minute și aș mai vrea să abordez un subiect după mine destul de complicat. Săptămâna trecută domnul Stoianoglu a ieșit la rampă și a vorbit despre regimul averilor confiscate, acuzând justiția și actuala guvernare că de multe ori acest lucru se face cumva impresionistic, termenul în baza aparențelor. De multe ori sunt reținuți oameni, sunt supuși persecuțiilor, neavând la bază ceva concret. Ați putea dezvolta un pic acest subiect? Avem situații în care cetățenii sunt condamnați sau sunt în proces de a fi condamnați din cauza că dețin niște averi cumva neprobate suficient și în raport cu dânșii să aplică abuzuri. Coreliu, la acest capitol eu consider că dacă mergem pe ideea pe care o implementează în prezent puterea, toată Republica Moldova trebuie să stai la pușcărie. Și vă explic. Eu înțeleg ce aveți în vedere. Fiindcă dacă te duci în orice sat, și vezi cum are o casă și spui, care a fost veniturile tale timp de 20 de ani? Va putea demonstra numai a treia parte din costul casei. Eu cred că nici a treia parte nu va putea să... Atunci va spune, de unde la două treimi, în bugățărie licită. Adică evaziune fiscală, etc. Lucru peste hotare pentru mulți. Lucru peste hotare trebuie să demonstrezi pentru un contract pe care legal ai primit banii, dar nu prin banii care ai trimis pe rutiere. Da. La noi, Republica Moldova, nu întâmplător, Cornel, s-a scris în Constituție, proprietatea se prezumă că e legal dobândită, licit dobândită. Nu întâmplător. Fiindcă moldovenii de la independență încoace s-au descurcat. S-au descurcat în ce? Au lucrat în 3-4 locuri la capitolul obținerea anumitor venituri. Au vândut, au cumpărat, s-au angajat peste noapte. Și statul n-a avut grijă. Dar statul n-a avut grijă la acest capitol. Da, Cornelius, au fost nevoiți, au fost impuși. Și statul n-a promovat o cultură a adunării chitanțelor și cecurilor care se pui la bază cheltuielor pe care tu le-ai avut. Nu! Nici nu i-a implementat, fiindcă nici nu avem nevoie. Fiindcă se consideră că acest telefon este al meu. Da. Până la proba contrară. Se prezumă conform Constituției. Conform Constituției, până la proba contrară. Da. Dar cum poți să-mi demonstrez mie că acest telefon este dobândit ilegal de către mine printr-un proces intentat legal de către putere și une în acest proces, eu mă bucur de prezumția nevinovăției. Acesta este punctul meu de vedere. Și atunci tu e nouă când spune că îmbogățirea ilicită, mult pafos, mult tam-tam, are perfectă dreptate. Însă nu este omul potrivit să spună lucrul acesta. Nu e omul potrivit, fiindcă el fiind în funcție de procuror general, el nu a spus nici o iotă la acest capitol când era în funcție. Bun, așa e. Corneliu, asta vreau să spun. Că dacă tu ai o anumită poziție, când ești în funcție de procuror general, vociferează-o atunci. Dar nu atunci când acum, pe coada ta, ai anumite dosare. Domnul Cornel, sunt de acord, dar acum vorbesc de situația existentă, nu de domnul Stoianoglu, adică puteam nici să nu menționez în comentariu. Pur și simplu de la asta am pornit. Dar spuneți-mi, vă rog, care este situația astăzi? Câți oameni, poate cunoașteți, au fost condamnați? Înțeleg că domnul Dodon este atacat. Uitați-vă că vă spuneam la acest capitol, mai toată Moldova trebuie să stai la pușcărie. Fiindcă mai nimeni nu o să demonstreze legal, nu, demonstreze prin probe că el legal și-a construit această casă. Nimeni. Dar
Mai mult la noi se condamnă funcționarii publici și persoane cu funcție de demnitate publică. Funcționarii... Dar oricum, asta e standarde duble, ies față de unii... Și uitați-vă, la asta vreau să vă spun, că în Constituție nu se menționează că funcționarii publici și persoane cu demnitate publică trebuie singur să-și demonstreze proveniența proprietății. Trebuie să aibă chitanțe. Trebuie să aibă chitanțe, dar ceilalți, la revedere, bine mersi. Da. Nu scrie lucrul acesta, fiindcă în Constituție nu toți suntem egali și acest principiu se aplică față de toți. Dar, mi-ai pus întrebarea, câte persoane au fost, față de câte persoane s-au intentat dosare penale? Intentat și condamnat, da. Acum, răspuns la prima întrebare, față de câte? Față de atâtea persoane care sunt incomode puterii. Cel mai straniu că sunt intentate față de persoanele care au verticalitate, care au curaj să critice actuala putere. Asta e. Da. A doilea întrebare, față de care judecători s-au intentat, față de care procurori, față de care primari sau consilieri locali s-au intentat, care fie că provin din, sau parvin din partea opoziției, fie că au criticat puterea direct sau indirect. Da. De aici ajung la concluzia că această îmbogățire ilicită ca și componență de infracțiune este o bâtă în mâna puterii care o implementează pe intermediul procurorului general anterior, pe intermediul domnul Roibu. Da. Și uitați-vă, domnul Roibu, cariera lui din procuratură, cum știți așa, se îngustează și mâine pe mâine s-a pune întrebarea ce mai caută el în procuratură. Când colea, noi vedem și față de Ion Munteanu s-a ridicat problema că el ilegal s-a îmbogățit. Dar procurorii repede s-au grăbit să spună că nu este componență de infracțiune și față de Ion Munteanu nu se mai declanșează proceduri penale. Și eu pun întrebarea, ce? Asta e prudită mai procuror general. Standarte, cum poți să mergi tu față de șef împotriva șefului? Asta de acum din domeniul fantastic. De ce? La două situații. Câți au fost condamnați? Niciunul până în prezent. Niciunul, în prima instanță, dacă nu mă înșel, a fost pronunțată o sentință de condamnare în raport cu judecătorul Melniciuc. Da. Da, dar nu este o sentință definitivă și irevocabilă. Da. Din punctul meu de vedere, care eu nu o să-mi schimb niciodată, în Republica Moldova, îmbogățirea ilicită, ca și componență de infracțiune în codul penal, intră în contradicție cu Constituția, cu garanția constituțională unde se scrie negru pe alb, că proprietatea se prezumă că e legal dobândită. Dar era și o decizie a curții, nu? Este mai multe decizii, 2015, 2018, chiar acum, 2022. Însă Curtea Constituțională clar n-a dat răspuns la acest capitol. Uitați-vă și cum este la vedeția. Ce amicul scure i-a dat răspuns Curții Constituționale. Trece în revistă ce au făcut lituanenii la acest capitol. Da, da, unii cu, mi se pare, cu unii cu stat, lituanenii. Și mai este, mi se pare, dacă nu mă înșel, în Marea Britanie sau în SUA. Dar la dânși, legislația este de altă natură. Dar alte state membre a Consiliului Europei nu s-au grăbit, dar n-au dorit sau n-au putut să introducă astfel de componențe, fiindcă intră în contradicție cu principiul ăsta. Dar România care este situația? România este, au interpretat așa, dar n-au mers, știți așa, ca așa, cu buldozerul, cum merge în prezent puterea, la intentarea dosarelor penale cu îmbogățiri ilicite. Acolo merge mai mult în tandem. Corupție cu îmbogățiri ilicite. Trafic de influență cu îmbogățiri ilicite. Că dacă tu demonstrezi infracțiuni de corupție, automat de acum demonstrezi și îmbogățiri ilicite. Da, da. Dar la direct eu nu cunosc lucrul acesta. În Republica Moldova, ne demonstrând infracțiunea pe care ai comis-o, merge pe îmbogățiri ilicite, că asta cel mai ușor să faci. Și tot se îndreaptă împotriva inamicilor politici. Asta e cel mai mare bubă. Mie nu-mi plac standarde duble. Mie îmi plac toți să fim tratați pe principiul egalității, așa cum scrie în articolul 16 din Constituția Republicii Moldova. Domnul Hrăz, nu mai avem timp, dar încă poate un minut mai găsim, din câte înțeleg, regia ne mai acordă un minut. Recent tot domnul Grosu a semnat o dispoziție prin care este interzis accesul în sala de presă, conferințe de presă pentru mai toți, în afară de demnitarii publici, demnitarii de rang înalt. Cum vedeți această decizie? Anterior, lumea
puteai aduce oameni diferiți în sala de conferință a Parlamentului. Poate nu este important, dar cumva tot vorbește despre standardele noastre democratice sau lipsa lor. Dumneavoastră, ca jurist, cum vedeți această decizie de a interzice accesul persoanelor în sala de presă? Eu voi spune domnului Grosu că eu am avut fericită ocazie și am asistat la procesul lui Bill Clinton, care a fost învinuit de declararea mărturilor false. Acel proces de impeachment în Casa Albă. Dacă eu, ca cetățean străin, neavând cetățenia SUA, am avut posibilitatea să asist la acest proces în sala de congres, domnul Grosu, noastră când erați în Liga Studenților, din care a făcut și eu parte, pe care noi am fondat-o, nu ce standarde promovam? Accesul liber a cetățeanului în instituțiile publice pe care cetățeanul le întreține. De aceea, această dispoziție lovește în primul rând în activitatea ta anterioară de ONG-ist, în activitatea ta anterioară de reprezentanța societății civile și mai puțin în activitatea ta de președinte a Parlamentului, fiindcă tot trecutul tău de peste cap în această dispoziție. Punctul meu de vedere și sfatul meu, anulați o dispoziție dată, fiindcă puțini oameni ajungeau la acele conferințe așa cum ei se organizau și se petreceau acolo. Dar așa cum neva s-a ridicat această problemă în prezent, va veni ca un tăvăluc împotriva voastră, că voi vă distanțați de popor prin izolare într-o găoace, ce lucrul acesta intră în contradicție cu democrația și participarea activă a cetățeanului la actul de exercitare a puterii în Republica Moldova. Da, domnul Cănaț, eu mă îndoiesc că domnul Grosu acum mai ascultă de ceea ce îi spune societatea, reprezentanții adevărate societății civile, pentru că eu cred că există și o falsă societate civilă, dar este bine totuși să menționăm de fiecare dată atunci când puterea greșește, când calcă strâmb, ca pe urmă, când se va schimba guvernarea, să le aducem aminte că li s-a spus și ei n-au ținut cont. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Iar în final aș vrea totuși să punctez că sigur că reforma justiției a fost pentru noi mai curând o calamitate, având în vedere intervenția politicului, dar aceste intenții anunțate de guvernanți cu privire la reforme justiției deja aduce mai curând a dezastru a guvernării și vorbește probabil despre faptul că această guvernare se află într-o situație foarte grea, de vreme ce vrea să schimbe ceea ce tot ea a instituit acum un an. Vă mulțumesc pentru atenție și o seară plăcută alături de cei dragi.